Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre ecuații în Z, nivel mediu de dificultate, matematică, clasa 6. Haideți pentru început să urmărim următoarea observație. Numim soluție a unei ecuație de tipul a ori x plus b egal cu 0, în care a și b sunt numere întregi, a diferit de 0, iar x este un număr întreg, un număr întreg z cu proprietatea că substituindu-l în ecuație pe x cu z obținem o relație adevărată, adică a ori z plus b egal cu 0. Acum, ne propunem să rezolvăm primul exercițiu, și anume ecuația, modul din 3 ori x minus 1 egal cu 5, ecuație pe care o rezolvăm pe mulțimea numerelor întregi. Cunoaștem o proprietate a modulului care ne spune că dacă modulul unui număr x este a mic, a mic mai mare sau egal ca 0, atunci x-ul este fie minus a, fie a, adică fie numărul, fie opusul acestuia. Astfel, modul din 3x minus 1 egal cu 5 admite două variante. 3x minus 1 egal cu minus 5, respectiv 3x minus 1 egal cu 5. Să rezolvăm prima ecuație. 3 ori x minus 1 egal cu minus 5. Vom aduna în ambii membrii a ecuației 1, obținând 3 ori x egal cu minus 4, și acum împărțim ambii membrii a ecuației prin 3, deci x egal cu minus 4 pe 3. Dar această valoare nu este un număr întreg. Spunem în această situație că ecuația nu are soluție în mulțimea numerelor întregi. Pentru rezolvarea celei de-a doua ecuații, procedăm în mod similar ca în cazul anterior. De data aceasta avem 3 ori x minus 1 egal cu 5. Asta înseamnă că 3 ori x minus 1 plus 1 egal cu 5 plus 1. În ambii membrii ai ecuației inițiale am adunat 1. Deci 3 ori x egal cu 6 și împărțind ambii membrii a ecuației prin 3, obținem x egal cu 2. Această valoare, x egal cu 2, este număr întreg. Așadar, este soluție a ecuației noastre. Să vedem în concluzie, ce rezultat obținem? Ecuația noastră va avea ca soluții în mulțimea numărelor întregi doar valoarea x egal cu 2. A doua problemă ne cere să determinăm soluțiile din mulțimea numărelor întregi pentru ecuația următoare. 3 ori paranteză pătrată, 3 plus 3 înmulțit cu paranteză rotundă, modul din x minus 3, închidem paranteza rotundă și paranteza pătrată, egal cu 8 ori modul din x. Aplicând ordinea de efectuare a operațiilor pe mulțimea numărilor întregi, vom obține 3 pe lângă 3 plus 3 ori paranteză modul din x minus 3, închidem parantezele egal cu 8 modul din x, va fi egal cu 3 înmulțit cu paranteză rotundă. Aplicăm aici distributivitatea înmulțirii față de scădere, deci obținem 3 ori modul din x minus 9, egal cu 8 ori x. Mai departe, în interiorul parantezei 9 obținute rotunde, vom avea 3 plus 3 ori modul din x minus 9, ceea ce conduce ca rezultat la 3 ori modul din x minus 6. Așadar, obținem ecuația 3 înmulțit cu paranteză rotundă 3 ori modul din x minus 6 egal cu 8 ori modul din x. La fel, aplicăm distributivitatea înmulțirii față de scădere, deci 3 ori 3 ori modul din x ne va da 9 ori modul din x minus 3 ori 6, 18, egal cu 8 ori modul din x. Cea din urmă ecuație o prelucrăm prin adunarea lui 18 în ambii membrii,
obținând 9 ori modul din x egal cu 8 ori modul din x plus 18. De unde 9 modul din x minus 8 modul din x egal cu 8 modul din x plus 18 minus 8 modul din x, am scăzut în ambii membri 8 modul din x, 8 ori modul din x și obținem în final că x în modul egal cu 18. Așadar, din definiția modulului, găsim ca valori posibile x egal cu minus 18, respectiv x egal cu 18, ambele valori fiind numere întregi, sunt soluții ale ecuației inițiale. Ne propunem să rezolvăm în mulțimea numărului întregi ecuația 4 ori x plus 3 egal cu 2 pe lângă x minus 1. Așadar, avem 4 ori x plus 3 egal cu 2 pe lângă x minus 1. Efectuăm în membru drept operația de desfacere a parantezei și obținută prin aplicarea proprietății de distributivitate a înmulțirii față de scădere. Deci, 4x plus 3 este egal cu 2 ori x minus 2. Așadar, 4x plus 3 plus 2 egal cu 2 ori x minus 2 plus 2. Am adunat în ambii membri ai ecuației anterioare valoarea 2, obținând 4 ori x plus 5 egal cu 2x. Scăzând în ambii membri ai acestei din urmă ecuații 2x, obținem 4x minus 2x plus 5 egal 2x minus 2x. Deci 2x plus 5 egal cu 0. Acum scădem în ambii membri a ecuației 2x plus 5 egal cu 0 valoarea minus 5 și obținem că 2 ori x egal cu minus 5. De unde, prin împărțirea prin 2 a ambilor membri a ecuației, obținem x egal cu minus 5 pe 2. Dar această valoare minus 5 pe 2 nu este număr întreg. Atunci concluzionăm că ecuația noastră nu are soluții în mulțimea numerelor întregi. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!